așa că pare evident. Ne îndreptăm spre Spania. Și nu oriunde, dragii mei. Înainte de a vă spune încotro ne îndreptăm, vă spun doar bună ziua și bine ați revenit pe micile ecrane alături de noi la Valea Verde. Valea Verde, o emisiune care vă poartă prin țară, vă poartă prin lume, vă aduce în fața noastră oameni importanți care au ce spune și, nu de puține ori, vă invită la joc. Iar dacă nu v-am convins că trebuie să vă uitați, vă mai dau un argument. Astăzi ne îndreptăm spre un ținut extraordinar, cu tradiție, cu istorie, cu o cultură vastă care se numește Sevilla. Așadar, un crâmpei de colț de lume, Sevilla. Spania este un stat în sud-vestul Europei, ocupând cea mai mare parte din peninsula iberică, precum și insulele Baleare și Piciuse din Marea Mediterană și insulele Canare din Oceanul Atlantic. Are ieșire la Oceanul Atlantic și Marea Mediterană, la vest se învecinează cu Portugalia, iar la nord-vest cu Franța și Andorra. Strâmtoarea Gibraltar, de 14 km, o desparte de Africa, teritoriul Gibraltar fiind încă o posesiune a Marii Britanii. Trebuie să mă întâlnesc din nou cu dumneavoastră, să întrerupem aceste minunate imagini pentru a vă relata câte ceva din ceea ce am văzut eu și am simțit eu în Sevilla. În primul rând vreau să vă spun că este un loc minunat. Pot să afirm cu cea mai mare tărie că după ce am văzut Spania, respectiv Sevilla, pentru că în Madrid am stat foarte puțin, a devenit acest loc locul meu preferat. De ce? Pentru că oamenii pe care i-am întâlnit acolo sunt diferiți de oamenii pe care i-am întâlnit oriunde în lume. Locurile pe care le-am vizitat au o putere magnetică. Și când spun acest lucru, poate că unii se vor întreba dacă nu cumva trec într-o altă sferă a realului. Nu, chiar au o atracție magnetică, au un câmp energetic pe care îl simți. Simți istoria, simți tradiția lor și simți modul lor de viață. Este impresionant să ajungi acolo și să întâlnești aceeași ospitalitate ca a românilor. Nu exagerez cu nimic când spun acest lucru. Pe oricine ai ruga să te îndrume, pe oricine ai ruga să te ajute, primești acel ajutor din partea persoanei respective. Apoi aș mai spune că locurile pe care le-am vizitat au o măreție aparte. Să luăm spre exemplu Castelul Real Alcazar. Este un așezământ multinațional cu o istorie vastă pe care nu l-am mai întâlnit niciunde în această lume. Veți vedea câtă amprentă a lăsat Orientul peste acest castel și aș mai putea vorbi despre Turnul de Aur, care pe mine m-a impresionat. Se pare că în timpul războiului mondial nemții au ocupat acea porțiune de pământ a Seviliei. Singurul loc unde nu au avut acces a fost acest turn de aur unde americanii și-au depozitat tot tezaurul. Iată așadar o parte din istoria Seviliei, o parte pe care, zic eu, am văzut-o cu ochii mei. Sunt multe, multe alte locuri, este marea foarte aproape, la aproximativ 100 de kilometri. Parcurs pe autostradă nu cred că înseamnă mai mult de 35-40 de minute. Sunt acele fast food-uri minunate cu mâncarea lor tradițională, sunt magazinele în stil spaniol și nu în ultimul rând acele micuțe magazine cu suveniruri pe care vă sugerez să nu le ratați dacă ajungeți în zona aceasta a Spaniei. Iar dacă v-am stârnit curiozitatea, vă las în continuare să urmăriți imaginile.
Iată câteva din marile orașe ale Spaniei: Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Malaga, Bilbao și Murcia. Clima este continental uscată, cu mari amplitudini termice anuale în podișul Meseta, temperat oceanică în nord și nord-vest, iar mediteraneană pe litoralul sudic și estic. Andaluzia, sau Andalusia în spaniolă, este una dintre comunitățile cele mai mari autohtone care împreună constituie Spania. Localizată în sudul țării, Andaluzia are graniță la nord cu Extremadura și Castilia la Mancha, la est cu Murcia și la sud cu Marea Mediterană și Gibraltar, iar la vest cu Portugalia. Capitala sa este Sevilla. Spaniola vorbită în Americi este descendentă a dialectului andaluz al spaniolei castelane, datorită rolului jucat de Sevilla ca o poartă spre coloniile spaniole din America în secolele 16 și 17. Multă arhitectură maură se găsește în Andaluzia, deoarece a rămas ultima poziție a maurilor înainte ca aceștia să plece din Europa în 1492. Cele mai faimoase clădiri sunt Alhambra, în Granada, Moscheia din Cordoba, Torre del Oro și turnurile Giralda, în Sevilla. Sevilla este unul dintre cele mai îndrăgite și vizitate orașe spaniole, locul nașterii a doi mari împărați romani, Traian și Adrian, al lui Don Juan, cuceritorul inimilor femeilor din întreaga Europa, a operei Carmen, compusă de Bizet, a tapasurilor, micile aperitive tipice spaniole, a muzicii flamenco și a coridelor. În același timp este și locul unde Cristofor Columb și-a început drumul către lumea cea nouă. Andaluzia este patria muzicii flamenco și a calului andaluz. Acest cal andaluz, pura raza espaniola sau calul spaniol, este una dintre cele mai pure rase de cai din lume. Face parte din grupa cailor iberici, respectiv a celor baroci. Fiind un animal puternic, disciplinat și de încredere, a fost rasa favorită a regilor. În special, strămoșul său, calul iberic, a fost folosit de Alexandru cel Mare și de romani. A fost folosit în război de multe ori de către Hernán Cortés, de exemplu, și de către conquistadorii săi la cucerirea Americii. Excelează în școala înaltă de dresaj, fiind de asemenea folosiți și la coride, cât și la ferme, la diferite munci agricole. Este foarte inteligent și învață foarte rapid, fiind folosit mai ales la spectacole și parade. Am făcut și eu o pasiune pentru calul andaluz, dar în România, cum nu se găsește, preferăm și noi alți cai, nu-i așa? O altă componentă importantă a acestor locuri este muzica flamenco, după cum spuneam. Din punct de vedere cultural, contribuțiile romilor în societatea spaniolă sunt foarte importante. Unele cuvinte din spaniolă sunt preluate din limba romani sau romanilor. Muzica flamenco este o parte fundamentală a culturii regiunii de sud a Spaniei. Cântecul a format o parte importantă a romilor nomazi din Spania. Aceștia creează un nou și popular stil de muzică cu influențe locale și maure, dar bazat pe muzica lor tradițională, și au numit-o flamenco. Romii spanioli sunt cei mai bine cunoscuți datorită acestui gen de muzică. Muzica flamenco este menționată pentru prima dată în literatura spaniolă în anul 1774. Iată care tradiție. Există trei categorii distincte de flamenco: jondo sau grande, adică profund, muzica tristă care are legătură cu moartea sau cu o altă tristețe, intermedio sau intermediar și chico, ușor, cu subiecte ca dragostea și natura. Flamenco are trei părți, fiecare cu importanța sa: cante, adică cântecul, baile, adică dansul, și guitara, normal, chitară. Dacă te îndrepți spre piața Spaniei, către râul Guadalquivir, sosești prima dată la un mic palat numit Camera de Cusut a Reginei, situat la marginea grădinilor Palatului San Telmo. Acest palat este un minunat exemplu de baroc sevilian. Un alt edificiu este Turnul de Aur sau Torre d'Oro, un turn arab așezat pe marginea râului,
care este de altfel un simbol al orașului și în prezent găzduiește un muzeu, iar de partea cealaltă a străzii se află faimoasa coridă sevilliană, Plaza del Toros, de la Real Maestranza. Sevilla are numeroase palate, multe dintre ele amintind încă de cei 800 de ani în care acest oraș a fost sub dominație arabă. Peste tot în Sevilla vei vedea un impresionant număr de biserici și mănăstiri, multe dintre ele construite în stil baroc și găzduind valoroase picturi. Sevilla este faimoasă și pentru sărbătorile sale, denumite în spaniolă fiestas, printre cele mai renumite fiind cea din săptămâna Paștelui și la două săptămâni după Paște, Fiesta de la April. Magazine cochete, monumente și istorii scrise sau nescrise, miri pe fața cărora se citește atât dragostea pe care și-o împărtășesc, cât și mândria de a fi sevilieni, bărbați eleganți și femei misterioase, toate acestea le-am întâlnit într-o singură zi la Sevilla. Multe minunății stau ascunse printre zidurile clădirilor sevilliene. Multe legende spun oameni locurilor, iar de cele mai multe ori te gândești cu drag la toate acestea și parcă ți-ai dori să revii aici. Ce călătorie minunată am făcut! Cu muzică, cu artiști, de exemplu, caii noștri, nu iberici, cu oameni minunați, cu locuri minunate, cu edificii importante, nu-i așa? Ei bine, eu am hotărât și hotărât rămâne. Ne vom întoarce în Spania, pentru alte locuri, bineînțeles, pentru alți oameni și pentru alte monumente. Dacă se poate, pentru un alt dans sau, cine știe, pentru o altă coridă. Până atunci însă, cred că cel mai nimerit ar fi să spun așa. La revedere, Spania! Olé!